Starea de alertă din România a încetat la miezul nopții. De astăzi, masca de protecție nu mai este obligatorie nici în spațiile deschise și nici în cele închise, a anunțat ministrul Sănătății. De asemenea, operatorii economici vor funcționa fără restricții, iar certificatul verde nu va mai fi solicitat la intrarea în țară. Însă, ministrul Rafila îndeamnă la prudență și responsabilitate. Guvernul a hotărât ridicarea stării de alertă, se ajunge într-o situație nouă, în care, practic, toate restricțiile vor fi ridicate și voi face referire la ele, dar, de asemenea, în egală măsură, voi face referire și la recomandările noastre profesionale, care sunt legate de modul în care înțelegem noi lucrurile din punct de vedere profesional al sănătății publice, încât impactul ridicării acestor măsuri să nu se soldeze cu o creștere a numărului de cazuri grave și de decese. Utilizarea măștii, atât în spațiile exterioare cât și în spațiile interioare, nu va mai fi necesară sau nu va mai fi obligatorie nu vor exista limite privind accesul în diversele spații publice, fie că discutăm de spații comerciale, instituții de alimentație publică, instituții publice, nu vor mai exista limite în privința orarului, iar la nivelul legislației care reglementează călătoriile, ia acel certificat PLF de localizare a călătorilor, nu va mai fi solicitat. De asemenea, la intrarea în țară nu va mai fi solicitat certificatul electronic COVID. Majoritatea țărilor europene păstrează acest certificat la intrarea în fiecare stat membru. Recomandarea este să consulte condițiile de călătorie. Noi suntem pregătiți și aici păstrăm partea aceasta de legislație care permite emiterea acestui certificat electronic COVID, încât pentru orice persoană care călătorește, acest lucru să se poată realiza fără niciun fel de problemă. În continuare, ministrul Sănătății a arătat că izolarea nu este dublată de control. Rafila a subliniat că izolarea este importantă. Izolarea unei persoane simptomatice este normală și dacă ai grijă, trebuie să te izolezi. Izolarea acum este dublată de control. Controlul va dispărea, însă izolarea este esențială, anunță ministrul. În cazul persoanelor la care apar simptome de îmbolnăvire, testarea, prezentarea la medicul de familie și, în cazul unui test pozitiv, prezentarea la un centru de evaluare sau chiar la unitatea de primiri urgențe în cazul unei simptomatologii accentuate sunt importante pentru a putea fi evaluați pentru a primi tratament specific antiviral. Dacă avem simptome, dacă se confirmă diagnosticul, trebuie să împrăștiem infecția. Este o conduită pe care nu avem cum să o încurajăm în vreun fel, dimpotrivă. Izolarea este esențială și pentru o vindecare mai rapidă. Chiar dacă primești tratament ambulatoriu, este bine să fii izolat, inclusiv de membrii familiei, încât să nu transmiți infecția. În ceea ce privește carantina, acolo procesul de evaluare a legislației continuă și în acest moment, pentru că este nevoie de o decizie a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și așteptăm să găsim o soluție legată de carantină, să vedem dacă ea va continua sau nu și în ce condiții.